Vă sper pupicesc, astăzi sunt pe lene maximă. Ce o să fac astăzi este să merg să-mi dau găuri în ureche. Am crezut că o să mă doară foarte tare. Sper să nu fie chiar atât de rău. Până atunci vreau să încerc aici cu voi măștile pe care le-am luat ieri de la pupa și să vă arăt ce mi-am luat de la Pret-a-Porter, fiindcă n-ați văzut decât costumele de baie ieri. Așa că... haide. Am zis să vă arăt tot ce am luat de pupa și ce o să încerc astăzi. Două măști de față din hârtiuță. Mi-am luat chestiile astea care se pun la cearcăn și la ridurile de expresie, în principiu cele de la zâmbet, care eu le cam am cărât cam mult. Asta care mi se pare foarte tare împreună cu astea, mănuși, măști de, bine, măști, în propriu zis, măști de mâini și de picioare. Am luat aceste 6 măști. Sincer să fiu, nici măcar nu m-am uitat ce conțin. De asta am și luat câte una din fiecare să le încerc. O să vă arăt ce mi-am luat de la Pret-a-Porter, în afară de cele 6, cred, costume de baie. Am luat un complet foarte drăguț și are și o bluză. Are mânecile la fel ca fustița. Mi-am mai luat o fustiță. Așa, o cămașă. Mi-am mai luat o rochiță care mi se pare mega interesantă. De-aia mi-am și luat-o. Încă o rochiță care vine așa. Gata, mi-am aplicat una din măști, cea verde. Are rol de purificare și matifiere a tenului. Ok, deci, ăsta are doar cele două chestii de aplicat. Eu sunt 4 gen, 2 aici și 2 aici. Însă astea două se pot folosi ori sub ochi, ori la ridurile de expresie, cele de la zâmbet. Toată o mască sunt. Aproximativ 20 de minute trebuie să stau cu ele, deci ne vedem în 20 de minute. Gata, plec în curând. Va veni și Ștefan cu mine să mă ajute cu filmarea și să îmi țină companie, că probabil o să fie foarte frică. Și normal, nu puteam să plec fără să-l scot și pe Bimbo afară. Așa că ne vedem direct la salon. Suntem gata de plecare? Eu sunt gata de plecare. Nu știu exact ce face Ștefan. Nu, mai am un pic, stai. Păi hai, când târzie. Stai puțin, nu te mai țepa, că nu-mi place cum sună asta. Toată lumea e pe... Trap, 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 trap și manele! Trap, 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 trap și manele. Trap, 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 trap. 1, 2, 3, let's go! Scot cântecul. Mâine. Da. Mâine, Ștefan scoate piesă nouă, altceva. Altceva. Altfel. Am ajuns la Hașa Tatu, unde mi-am făcut în sfârșit curaj să vin la Cătălina și să-mi dea, nu 3, ce credeți? O să-mi dau 4 găuri în ureche, pentru că s-a gândit ea că o să fie mai ok și nu o să mă dau așa rău. Mașcata. E unul care ești mașcata. Bine, pregătesc chinul. Da, vine el la început. Chinul, nu? Deci recunoști că o să fie un chin. Bine, știi că te iubesc. Bebe, ești pregătit? Să râzi, că eu știu că tu ai să râzi. Păi ești cel mai fericit. Normal. Nici mai așteptam că o să-ți pară rău. O să am urechea asta cât casa. Poate mă auzi mai bine. M-ai făcut surdă? Da. Am trecut eu printr-un braț. Bine, mă opresc când te văd pe tine. Da. Ce ai tatuat? Ambele brațe și piciorul, nu? Și spatele l-ai? Okay. Și da, piciorul? Care ureche trebuia? În dreapta sau în dreapta? Dreapta. Stânga. Ai sura la dreapta sau stânga? Stânga. Una pe pat. Haide. Te pui cu fundul acolo pe dreapta. Dar stai că o să-ți pun semnele mai întâi. Da, ok. Deci stânga ar putea eu. Ia avea așa că sunt pe te rog. Și eu avea. Stai că nu stai. Da. Doar semne. Deci mie... Ai transpirat de Ionuț? Ia vezi tu. Un pic ambele date mai încolo, gen să fie un loc mai... Adică păi, ți-am lăsat destul spațiu, zic eu. Da? Nu sunt și prea aglomerate? Eu zic că... Și de ce? Că dacă aș purta... Să spui de alea late, gen? Nu, dacă o să port cercel ăsta, principal, gen, dacă o să port foarte mare, aș vrea să le port și pe celelalte. Bine, gen să fie mai puto. Primul, să fii între astea două și gen așa. Așa e. Așa e. Așa era, așa vreau. Da, da. Da. Așa? Da. Cu care vrei să începem? Cu alea de sus sau alea de jos? Nu știu, o să mă doară în toate.
Am uitat să vă zic că eu aici mi-am făcut. Aoleu, gata, îmi baci? Îți dai seama? Asta e, nu? Aoleu, cu mâna așa. Vrea? Nu ai pistolaje la strămătoară? Aoleu, vreau acasă! Haide! Haide! Mă doară rău. Nu, ba da. Minți! Îți dai seama? Haide! Ce înseamnă anestezie? Să stai 40 de minute, sora mea, cu aia și nu e treaba. Așa să porți puțin și da. Bine, hai. Cum a fost? A durut rău? Nu. Wow. Și mișto e? Că ți le pui? Mamă, la alea două de sus, că o să le șini, ești nebun? Am transpirat! Stai, nu te mai mișca, că te înțelegi. Te rog, da? Și mai e unul și de-aia. Mamă, eu dacă făceam asta, eu muream. Bravo! Și am și site-ul salvat. Îmi e bine de am două găurele, dar eu m-am luat și atât. Eu știu cum o să vede, aoleu! Aoleu! Asta e! Acum e? Da, da, e o durere din acolo. Nu, e o durere, băi, mă doare mai tare acum aici, mă. Suferă, baba. Ce vrei? Vrei să fii drăguță? Deci ce trebuie să fac eu acum după ce mi-am făcut găurile? Trebuie să le speli cu Protex de 3 ori pe zi, neapărat. Să le ai cu o cremă care se numește diprojectatul de 3 ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Nu s-o lac și în piscină, asta e tot. Da, deci în cazul în care vreți să vă dați și voi găuri, și vorbesc serios, are mâna foarte ușoară, veniți la așa tatuaj. Aici mi-am făcut și tatuaj, asta vreau să zic, că mi-am făcut și tatuajele astea mici, de mă-ți întreba voi unde mi-am făcut. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Mersi și eu, chiar numai... de la mea. Și chiar nu m-a durut. Chiar mă așteptam să ieșim. Ți-am zis că nu mă stiu doar așa, adică te-am mințit un pic, dar... Într-o săptămână vin să-mi dai și cealaltă ureche. Bine! După toată experiența asta, ei au avut nevoie de o pauză, într-adevăr. Au obosit amândoi foarte tare. În cazul în care vreți mai multe detalii despre cei de la Hașa Tatu pentru tatuaje sau piercinguri, de piercinguri se ocupă Cătălina aici de față. O să vă las link-ul în descriere. Și ziua se termină aici, deci vă sper cu ce și ne vedem mâine.